creșterea numărului populației și diversificarea nevoilor omului au dus la creșterea nevoii de noi imobile. Cererile clienților în privința achiziționării unui imobil din punct de vedere al materialelor de construcții se îndreaptă în continuare spre cele din cărămidă. Aparițiile noilor materiale de construcții, unele variante venite chiar de peste ocean, nu par a le schimba tradiția românilor. Care sunt cele mai căutate case din punct de vedere al materialelor de construcții? Din experiența noastră și din ce am remarcat noi, în zona de sud, în special a României, dar nu numai, cele mai căutate case ale românilor și casa lor de vis este practic o casă din cărămidă. După care sunt materiale de construcții BCA, lemn sau alte prefabricate. Dar din câte am observat noi, românii caută o casă clasică, o casă din cărămidă. E vorba de mentalitate aici. Și că românii caută, în general, o casă pe sistem clasic, din cărămidă. Ei când își cumpără o casă, se gândesc deja la strămoșilor, la moștenitorilor și își cumpără o casă pentru toată viața. Dinamica forței de muncă este mult mai mică și atunci un om când își cumpără o casă, de obicei o face pentru toată viața. Și de asta caută o casă cât mai solidă. Cărămida este urmată de BCA sau lemn, în topul preferințelor, care se apropie de nevoia de stabilitate.